În cadrul alegerilor locale noi, din data de 21 noiembrie, nu va fi admisă transportarea organizată a alegătorilor la secțiile de votare. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală, controlul asupra executării acesteia fiind pus în sarcina Ministerului de Interne, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și a Ministerului Finanțelor. În scopul combaterii transportării organizate a alegătorilor la secțiile de votare de către concurenți electorali sau alte persoane terțe în perioada scrutinului, în ziua scrutinului de duminică, 21 noiembrie, în perioada de timp rezervată, și anume între orele 7 și 21 în municipiul Bălți, satul Otaci și comuna Ucrainca, raionul Căușeni, comuna Hârtop, raionul Cimișlia, orașul Cupcin și satul Hlinaia, raionul Edineț, satul Călinești, comuna Isșlăcău și satul Pârlița, raionul Făleș, comuna Camenca, raionul Glodeni, satul Bălceana, raionul Hâncești, comuna Kneazevka, raionul Leova, satele Palanca și Ștefănești, raionul Ștefan Vodă și comuna Negurenii Vechi, raionul Ungheni. Se va permite deplasarea doar autovehiculilor a căror capacitate de transportare nu este mare de 8 persoane și a transportului rutier de persoane prin curse regulate care funcționează potrivit legislației Republicii Moldova. Amintim că duminică 21 noiembrie curent vor avea loc alegeri locale noi pentru funcția de primar în 15 localități din întreaga țară.